Bine ați venit la mobilisimo.ro, suntem la Observatorul Astronomic din București, general Vasile Urseanu, și ne-au arătat azi cum va evolua soarele. Motivul este pentru că Huawei tocmai a prezentat Huawei Watch 4 Pro Space Edition, dedicat ca un tribut pentru explorarea spațială. Este din titaniu aerospațial, iar în spatele meu vă arăt ceva foarte tare. Avem aici soarele. Soarele este de dimensiunea asta în momentul ăsta, punctul de aici. Peste 5 miliarde de ani va fi de dimensiunea acelei variante roșii, de 200 de ori mai mare. Și apusul va dura 2 ore, va acoperi toată bolta cerească. Dar până la 5 miliarde de ani, vorbim despre ceasul ăsta, proaspăt lansat cu watch face-uri noi, cu elemente noi de interfață și noi funcții legate de sănătate și fitness. Și am descoperit multe chestii interesante aici, la acest observator și muzeu astronomic. Cei de la Huawei ne-au invitat la o explorare cosmică, iar acesta este noul Watch 4 Pro, versiunea aerospațială, între niște roci. Dacă sunt aduse din spațiu sau nu, n-am apucat să întreb. Vă mai arăt o chestie interesantă. Vedeți diagrama asta cu Pământul? Ei, uite, acelea sunt expedițiile spre Venus, toate cele dungi, iar acestea sunt spre Marte. De ce am făcut așa de multe expediții spre Marte? Pentru simplu fapt că acolo sunt 20 de grade, putem trăi. Avem nevoie doar de oxigen și mâncare. Pe Venus sunt vreo 400 de grade, nu e la fel de ușor. Iar dungile roșii de aici sunt expediții eșuate. Am avea nevoie de 6 luni pentru a călători spre Marte, apoi trebuie să așteptăm 2 ani să se alinieze planetele. Dar nu pentru asta suntem aici, suntem aici pentru acest ceas. Mă rog, mai este și Fit 3, dar despre el un material separat. Ăsta este noul Huawei Watch 4 Pro Space Edition, sau dacă vreți, Aerospace Edition. Primește niște watch face-uri noi, inclusiv unul care arată în mod foarte interesant consumul de baterie. Nu știu că era pe aici pe undeva. Avem și unele foarte drăguțe pentru copii. Îmi place că ecranul este ușor curbat și modul în care se ridică deasupra metalului, care este din nou titaniu aerospațial. Hai să căutăm watch face-urile astea. Sunt foarte multe, dar deja știam că seria are așa ceva. Asta este Space Journey. Este clar că este un tribut al unui HUD, Heads Up Display, care s-ar vedea pe o navă spațială. Și vedeți aici, nivelul ăsta de energie este nivelul de baterie al acestui ceas. Asta ți arată. Și este o imitație a unei animații inspirată chiar de motoarele navetelor care au plecat în spațiu. Acest Dual Time Zone este gândit la modul ăsta. Nu știu dacă voi vedeți, dar există o zonă roșiatică în jurul cadranului și au făcut treaba asta, nu poți face titaniu roșu, asta e sigur, dar au folosit un fel de material trademark al celor de la Huawei, inspirat de ceramică, din câte am vorbit eu cu oamenii de aici. Albinteri, avem zona asta de statistici zilnice, zona asta de metrici, aici avem evaluarea aceea pe care am făcut-o și eu acum un an, când am fost la lansarea din, dacă nu mă înșel, Germania, și cu Health Glance poți să măsori vreo 8 metrici sau ceva de genul ăsta, poate chiar nouă pe viitor. De la rigiditatea arterială, la modul în care respir, va trebui să tușesc pe microfon. Aici avem nivel de stres, temperatură, somn, saturație și altele de genul. Evident, arată și fazele lunii, că doresc un ceas dedicat explorării aerospațiale. Plus zona de sport și aici avem și un buton, zona de jos, care activează, din câte văd, multitasking. Are și eSIM, în cazul în care vă întrebați, da, suportă eSIM, iar butonul ăsta pe care îl tot apăs eu, cel de jos, se poate personaliza cu alte funcții, în afară de cele de fitness. Și pe lângă fitness, ai și ghidaj. Mă refer aici la courses and plans. Te poți pregăti pentru maraton, spre exemplu, sau, mai este ceva, ceasul poate detecta ce activitate faci folosind AI-ul. Ăsta este un produs dedicat pasionaților de explorare spațială. Și nu se putea un loc mai bun decât acest observator din București pentru a descoperi treaba asta. Am vorbit despre orbite în sistemul solar, despre vederi solare și astea sunt misiunile omului de la Pământ la Lună. Toate cele de până acum. Așteptăm o aselenizare nouă prin 2026, dacă toate merg bine. N-am încă preț pentru ceasul ăsta, dar vă pot spune că dacă ești pasionat de cosmos, e posibil să fii tentat. Nu uitați că are eSIM, poate prelua apeluri telefonice, are și acces la aceste aplicații de aici din Huawei Store și rulează o versiune de Harmony OS. Plus are funcția asta care a fost inaugurată, cred că acum un an, Stay Fit, și au făcut ceva nou. Până acum în România trebuia să-ți bagi tu singur mâncarea, alimentul, mămăligă, sarmale, burger, chestii de genul ăsta. Acum ai o bază de date în care poți să introduci ce ai consumat la prânz, mic dejun sau cină. Și îmi place foarte mult treaba asta făcută aici cu mineralele între care se află ceasul cel nou. Acesta este Huawei Watch 4 Pro Space Edition, ediția spațială. O să revenim cu un review mai detaliat după ce îl testăm câteva zile. La revedere!